Mai Robert, la cât ești de frumoasă? Și la cât ești tu de prezent? Ce dor mi-era de tine. La fel, după ce am ascultat cântecul ăsta, te-aș întreba. Da, așa față în față. Crezi în iubire? Au, Doamne, mai mult decât în orice. Așa e? Am rămas așa o naivă. Știi, spui tu ceva pe TikTok. Nu pot să trăiesc fără iubire. Și decât să nu trăiesc nimic, mai bine să-mi dau și cu capul de un geam, să mai sufăr, să mai știi, dar parcă să nu trăiești nimic. Așa din e. Ce le-aș spune oamenilor? Da. Din ce aș cânta? Nu-mi place fără iubire. Poți să mă așez? Te rog. Chiar mă gândeam acum și în momentul în care te-am prezentat, n-am ascuns asta, m-am uitat la statusul tău, știi că fac în fiecare zi, să văd ce mai faci, ce mai zici. Ador asta, mă onorează. Și pe mine. Și am văzut un afiș. 25 de ani de carieră. Nu vine să cred că au trecut 25 bine, de ani. Bine, ai putea acum să spui 25 de ani ai mei. 25 de ani ai tăi. Tocmai asta mă gândesc. De unde până unde au trecut 25 de ani de apariție? Drept să spun, au fost 24, dar acum am făcut eu o sumă mai rotundă. Auzi că nu-l prins pe maestru Nicolae Voturos în fiecare an. A fost foarte greu. Am făcut 3 concerte cu maestru Nicolae Voturos. Mă mândresc cu adevărat și știi, eu sunt așa o veselă, o solară, da, așa sunt, dar atunci când îmi pun energia toată să construiesc ceva, chiar construiesc din nimic, dar de data aceasta a fost foarte greu. Este foarte greu să cânti acasă. Frumos. A fost foarte frumos. Și știu că toată lumea vorbește acum despre tine. Îi mulțumesc bunului lui Dumnezeu. S-a produs așa ca un curent acasă și toată lumea vorbește despre concert, nici nu îmi pasă, știi, nu te poate iubi toată lumea. Nici nu îmi pasă dacă rău sau bine. Ideea este că toată lumea vorbește și o șotește. Însă, concertul a fost o reușită. Au fost marcanți interpreți de muzică populară. A fost pe stadion și au fost 7.000 de oameni și nu-i puțin. Nu știu, așa e. A trecut orice prin mânuța mea. Am știut și numărul cablurilor de pe scenă, poate exagerez un pic acum. Am muncit asidu pentru el. A ieșit ceea ce mi-am dorit. Și ai mai primit încă un premiu, cred că cel mai important pentru tine. La un moment dat, în preajma unuia dintre concerte, ai aflat o veste care și pe mine m-a dat pe spate. Am plâns, trebuie să recunosc. Oh, ce frumos! Ce emoție! E adevărat că o să fii bunică? Da, imaginează. Vai, eu muram acolo pe scenă. Eu dacă îl vedeam pe fiul lângă mine, spunându-mi o să fii bunică, acolo îmi cremeneam. Știi, toată lumea își iubește copiii, este firesc, da. Pentru asta trăiești, asta muncești, faci lucruri. Acum fiind băiat și are o personalitate destul de bine conturată așa și nu prea mi-a înseamnă neapărat ceea ce spun eu, m-am și gândit, Doamne, o să ia vreo stricat, o să mă nenorocesc. O să, Doamne, ei, Dumnezeu ne-a făcut parte. Lui, ne-a făcut așa parte, așa, să știi că am îngenunchiat deseori și l-am rugat, Doamne, nu-i da copilului meu mare lucru. Adică pe copii trebuie să-i înveți să iubească. Nu-i da copilului meu mare lucru. Dă-i o viață clară. Dă-i un om bun. Un om și bun care, și le faci și care, să, cu... care să mă vadă și pe mine. Chiar dacă pare egoistă această dorință, nu este. Atunci când copiii știu de mama lor, de soacra lor, de, și le pasă cu cine ia masa de o sărbătoare, este, până la urmă, este rezultatul dorințelor unui părinte și muncii lui. Mi-am dorit mult un copil care să mă vadă cu ochii, nu pentru... E, soacră mea. Nu-mi doresc asta. Eu o iubesc, nu spun asta la televizor. Cei care ne cunosc știu și ea știe foarte mult. Și Luisa. Iubește pe tine. Da, eu o iubesc foarte mult. Este un copil educat, cu carte, îmi place foarte mult că e un copil cu carte, înțeleaptă, fină, rafinată, așa. E ce-mi doresc. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu. O să avem un băiețel. Vai, nepoțel, ce bucurie! Și eu și cu scala mea ne-am dorit fetiță și noi vorbeam amândouă. O să luăm fata, o să mergem cu fata. Dar ei ne întrebau, mă, care fată? Care fată? Despre ce vorbiți voi? Stați un pic. Da. Dar o să fie un băiețel, să le ajute Dumnezeu să fie sănătos. Eu i-am spus lui Bogdan, nu vreau să fiu bunii, te rog frumos, mami. Eu vreau să fie educat copilul meu, bunii trebuie să fii. Eu am vrut să fiu Roberta, să-mi zică Robi sau... Mami, copilul nostru trebuie să fie educat. Așteaptă, dragă, că o să-i spui tu, o să-l înveți tu pe copil cum să-ți spună. Robi, o să fii Robi, ce crezi? Asta îmi doresc și mai doresc cântecul nostru al gorjenilor.
și al ansamblului Doina Gojului să răsune în toată țara. Îmi doresc lucruri pentru noi, cei care cântăm cu toată inima și ne-am pus viața în slujba cântecului. Tu ai fost întotdeauna un om foarte cuminte și educat, așa. Dar în ciuda cumințeniei tale, ești un om aprig, cumva, când e vorba despre munca ta și despre... N-am avut soluții prea multe, pentru că nu au existat oameni care să... nici să mă împingă să fac ceva și... Poate este nedrept, dar nici așa să mă susțină cu adevărat. M-am luptat pentru fiecare loc al meu, însă m-am aplecat asupra unor oameni inteligenți și care au făcut carieră. Mi-a plăcut să mă înconjur de ei. Unde nu m-am simțit bine, în mediul în care mi-am dat seama că n-am ce să învăț, am fugit. Să te scamotezi. Mai bine stau acasă, ai singură. Dar când văd păște așa, ca tine așa, și plin de viață și care au cariere și care mă uit la ei să văd ce au făcut ei, poate sunt rujați altfel, poate ochelarii lor sunt altfel, poate hainele lor, pentru că foarte multe lucruri spun despre tine, cum ești și cine ești, nu doar ceea ce vorbești, nu doar modul în care te prezinți, absolut. Da. Și m-am înconjurat de oameni bătăioși. Și iată-mă, am reușit să fac un lucru minunat anul acesta. Într-adevăr, și dacă vorbești despre oameni cu bun simț și bătăioși și cu tot ce le trebuie la ei,